Occidentul se confruntă cu o criză acută de forță de muncă. Guvernul de la Berlin ia atitudine imediat, schimbă legea imigrației ca să atragă mai repede forță de muncă din afară. Ca un străin să primească drept de muncă în Germania, trebuie doar să aibă un contract de muncă, nu foarte multă experiență și, cel mai important, o diplomă vocațională. Mai pe românește vor emigranți bine pregătiți. Cu noua lege, va fi mult mai ușor pentru străini să obțină loc de muncă. Acolo, impactul modificărilor se va simți și la noi. Dacă se relaxează condițiile de angajare în Germania, mulți români, chiar dacă nu au o anumită specializare și anumită calificare, vor putea pleca acolo la muncă. Nu vorbim despre pozițiile înalt calificate, ci de pozițiile entry-level sau de blue-collar, dar există și soluții. România ar putea contraataca, că tot am vorbit de sport, de exemplu cu creșterea rapidă a salariului minim, cel puțin asta spun colegii noștri de la Ziarul Financiar, cu care o să și vorbim pe tema asta, o să dezvoltăm planul lui Fini, deținut angajați în țară. Da, e o problemă să-i ții în țară, e o problemă să-i convingi pe ai tăi și pe cei care nu pleacă să lucreze, pentru că am văzut tot felul de analize, da? Mă rog, sondaje de opinii, studii ale platformelor Best Jobs, E-Job și așa mai departe, care tot vin cu analize de genul ăsta și o concluzie e clară. Tinerii, cei între 18 și 25 de ani, cei până din generația Z, cei până în 25 de ani, mare parte din ei nu mai vor să lucreze. Și culmea, un sfert din ei, aproape, nici nu lucrează, dar nici măcar nu fac studii. Și ce fac eu? Păi, ce fac aia? Nici măcar nu emigrează, dar stau una în țară. Una e că nu vor. Nu o să avem o generație întreagă de șomeri, da? Că la nivel declarativ spun că nu vor să lucreze sau vor să lucreze cât mai puțin. Am văzut asta cu generația Z, da? Care ar vrea săptămână de lucru cât mai scurtă, o ore cât mai puține. Asta e, până la urmă, termină studiile și tot în câmpul muncii. Care termină, Alex, că și asta e o problemă. Câți reușesc să le termine? Că noi suntem pe o poziție destul de joasă, așa, chiar printre codași, printre ultimii trei, la studii superioare în rândul tinerilor. Bun, în general, dar mai ales în rândul tinerilor. Nu cred că România are o problemă reală, mai are o problemă reală cu numărul de angajați disponibil. Pleacă mult mai puțini din țară, dar asta era o realitate acum 10 ani. Cu 5 ani, dacă vrei, maxim. Când toți tinerii se înghesuiau să lucreze în Marea Britanie, în Germania, în Spania, oriunde altundeva, dar în România. Acum se întâmplă un pic invers. Cei care au plecat acum 10 ani să lucreze prin țările astea, se întorc în țară. De ce? Pentru că spun că sunt condițiile mult, mult mai bune acum. S-au mai îmbunătățit, dar problema pe care România face lucruri, vezi, ca să țină angajați în piața muncii. Eu acum m-aș bucura să se întoarcă cât mai mulți dintre românii ăștia plecați. Și mai să ales, nu mai plece. Au plecat și să nu mai plece, mai ales cei care au reușit să-și adune oarește bani. 4 să milioane vină și de români au plecat după 90 exact. Și în momentul de față avem cam 5 milioane activi pe piața muncii. Deci e o cifră măricică, dar nu cred că exodul ăsta mai continuă, da? Și că mai este o problemă reală. Dacă ne apropiem și noi de condițiile de lucru ale lor, sigur că nu o să mai fie atât de tare tentat să mai plece. Și nici nu o să ai problema asta. Problema? În orașele mari nu o să ai problema asta. Nu o să ai problema asta în București, în Cluj, Iași, Timișoara. Poate chiar vedem acum Brașov că vine tare din urmă. Problema la tine în țară sunt întotdeauna orașele mici și satele. Și am crezut că problema asta va fi rezolvată odată cu pandemia. Știi că începuseră din ce în ce mai mulți oameni de la oraș să zică că ei se mută la țară, să-și cumpere proprietăți pe acolo. La țară, scuze-mă că te trebuie mult spus la țară, în jurul orașelor. Exact, uite că tot vorbim de Viscri, de alte. Da, voiau la curte, asta era. La curte, da. Principalul argument. Așa și eu stau la țară, dar stai aici lângă București, adică cum dau cu piatra până acasă. Dar văd că s-au răzgândit foarte repede, odată că s-au plictisit foarte repede acolo și au dat seama că nu au ce face și le ia foarte mult să iasă în oraș, de exemplu, în București, de la 100 de kilometri de oraș și mai au o problemă cu administrația locală. Și până nu rezolvăm asta, clar nu va fi nimeni interesat să se ducă să lucreze. Că tu nu mai ai problema aia de acum 10 ani cu medicii care plecau din țară pentru că salariile sunt mici. Au crescut salariile, da, la medici foarte mult. Dar nimeni nu vrea să se angajeze la spitalele de la sate, de la oraș, odată că nu sunt bine echipate și odată că nu au probleme cu autoritățile locale de acolo. Tu te duci obișnuit cu viața de la oraș, da? Și ridici pretenții. Vrei și tu canalizare, apă curentă, asfalt pe stradă, Doamne ferește. Și eu zic, nu,
Nu se poate. Da, da, problema rămâne în schimb una destul de serioasă pentru România, pentru că tu ai numerat un dublu fenomen al migrației, da? Cel de la rural către urban și în general migrația, da, din România către alte state. Nu mai e neapărat, cum zici. Ideea e să-i duci pe cei de la oraș la țară, că deja de împiedicat de exodul de la țară la oraș. Bun, dar acum să ne întoarcem la migranții aia care vin, care vin către noi, spre Europa. Și atunci, cum pune presiune Germania în momentul ăsta? Mi se pare că, de fapt, asta chiar face, pune presiune, știi? În ce sens pune presiune? Își selectează migranții pe care îi acceptă. Asta dacă pune la pachet și cu, uite, acțiuni gen Austria, da? Care te arată cu degetul când e să intri în Schengen. Știi ce? Nu-ți rezolvi problema migranților? Tu cu ce te alegi? Te vei alege cu, hai să zicem, o situație, ca să nu, vorba lui Radu, cum a zis mai devreme, nu o problemă, dar o situație, da? Migranții ăia mai slab pregătiți, mai nemotivați, rămân la tine. Ăia bunii care sunt, care au vocație, ai văzut cum spun nemții, da? Trebuie să ai o diplomă de vocație. Adică, indiferent că ești cercetător sau, nu știu, mic artizan, da? Atât timp cât ești ok, da? Cât îți urmărești vocația, ești un imigrant bun pentru economia germană. Ori nouă, în România, noi, bulgari, dar asta e pe bulgari, da? Hai că vorbim despre noi acum. Ce ne rămâne? Dar tu ai nevoie și de aia. Ce, n-ai specialiști? Ai medici, ai IT-ști o grămadă, ai nevoie și de... Uite, vedem o grămadă de asiatici prin construcții, au venit să lucreze la noi, la serviciile, la firmele de curierat, de delivery, de food delivery, da? E plin la Glovo, la Bol, la ce vrei tu de asiatici. Ai nevoie și de ei. De ce trebuie să ne fie frică că rămânem doar cu ei? Avem nevoie și de finii. Întotdeauna. Să discutăm, pentru că este propunerea lui acest subiect, să zicem și analiza lui. Bună seara, Fini! Cristian Hostiuc, director editorial la Ziarul Financiar. Fini, putem să vorbim despre o Europa cu două viteze și cazul imigranților, adică statele mai puternice, economiile mai serioase, așa, își selectează migranții aia buni și ni lasă nouă pe ăștia mai slabi? Bineînțeles. Întotdeauna Europa este cu două viteze. Noi, Uniunea Europeană, este un concept, dar în cadrul conceptului sunt țări mai puternice și țări mai slabe, adică țările puternice sunt la masă și decid la masă. Pentru țările mai slabe, din punct de vedere politic, social, economic, ele nu sunt la masă și iau ceea ce rămâne de la masă. Deci asta este o realitate. Deci nu discutăm, domne, că să am același vot ca și Germania. Pentru că nu avem aceeași economie precum Germania. Și în privința noii legislații din care se discută acum în Germania, în privința legislației muncitorilor străini pe piața forței de muncă. Germania, care gândește pe termen lung, vrea să își securizeze forța de muncă. Noi stăm și ne uităm. Noi stăm și ne uităm cum pleacă românii. Pleacă și în continuare românii. Într-adevăr, se mai și întorc, poate mai mult ca înainte, dar în continuare se pleacă din România. Diferențele salariale sunt mari. Adică un muncitor în construcții în România, să zicem pe un șantier, poate ia 1000 de euro, bani oficial, bani la negru, dar în Germania ia și 3-4.000 de euro oficial. Că... nu este același cost al vieții, că este mult mai scump în Germania, că ai de plătit chirie, că este mâncarea, este transportul, este altceva. Dar există o diferență salarială semnificativă. Poate nu există diferență salarială între noi și italieni. Sau există diferență, dar mult mai redusă. Sau între noi și spanioli, depinde de zona aflată în discuție. Dar față de nemți, diferența este destul de mare. Nemții vor să fie aspirator. Ei dacă nu fac, deci dacă nu fac rost de forță de muncă, economia lor va stagna sau chiar va scădea. Pentru că și economia depinde foarte mult de populația pe care o ai. Nu toate țările pot să fie Luxemburg sau nu toate țările pot să fie Austria, în care au o moștenire istorică, au fost imperiu, au business-uri familiale, au averi. Noi suntem veniți de la stat. Noi, cum România a făcut niște progrese fabuloase și a făcut progrese fabuloase în ultimii 20 de ani, în care PIB-ul a crescut de la 40 de miliarde de euro, am ajuns acum la 300 de miliarde.
dar există această problemă a forței de muncă. Ea păi poate și cum facem? Hai să vorbim despre planul. Exact, care ar fi soluțiile în forța de muncă? Sunt două aspecte. Unu, o creștere mai rapidă și mai mare a salariului minim. Salariul minim, să zicem, în economie, de la 1800 de lei net, trebuie să crească la 3000. Adică de la 350 de euro să se ducă la 600, la 600 de euro net sau chiar mai mult. Și asta nu trebuie făcut într-un plan din ăsta pe 5 ani de zile. Nu, în 2 ani de zile. În 2 ani de zile, în 2005, să avem salariu minim 3000 de lei. Iar salariul mediu să crească de la 900 la 1200, 1300. Păi bun, Fili, și banii de unde să vină? Că așa ar fi frumos, da, să crească acest salariu. Din economie, din productivitate. România are în ultimul deceniu, în ultimii 20 de ani, are o productivitate mai mare decât a Poloniei. Deci toată lumea vorbește despre productivitate. Hai să-ți dau cel mai bun exemplu, da? Deci în anul 2000 aveam 6 milioane de angajați și făceam un pic de 40 de miliarde de euro, da? Acum avem 300 de miliarde de euro cu 5 milioane de angajați. Păi dacă asta nu e creștere de productivitate, care mai e? Repet, în România avem creștere importantă de productivitate. Că această productivitate nu este uniform distribuită și că avem productivitate mare în București, în principale orașe, și nu avem poate în orașele de nivelul 3 și 4, asta este partea a doua. Dar productivitatea din București este la nivelul productivității celor din afară. Altceva, deci, ce mai facem? Am mărit salariul mediu. Un om stă undeva dacă are casă. România este extraordinară din acest punct de vedere. În primul rând, că 90% din populație are casa ei, da? Iar acum, dacă tu vrei să ai angajați și să nu-ți plece după 6 luni, trebuie să le dai casă. Adică să reinventăm formula, să o aplicăm, dar în alt domeniu. Știi, stați acasă dacă vă pasă, cam așa ceva. Da, deci ai casă. Adică tu vrei, zice așa, Alex, vrei să lucrezi la mine? Da, vreau să lucrez. Bun, perfect. Uite, asta este salariul și îți mai dau și casă. Și ce dacă lucrezi 10 ani de zile, ai casa ta. Dau și un exemplu absurd. Dar îți dau casă. Îți dau posibilitatea să ai casa ta dacă lucrezi un număr de ani. Dacă tu pleci între timp, ai o primă de răscumpărare. Deci trebuie făcut neapărat. Vrei, ucrainenii stau în România pe chirii, da? Chirii care au fost plătite de statul român. Perfect! Dacă tu ai o companie care crede în ea și are nevoie de angajați, cum face Umbrărescu, care construiește drumurile din Moldova acum, da? Ca domne, ai casă. Stai 10 ani la mine, ai casa asta. Uite, fair enough, niște soluții economice, Fini. Mulțumim foarte tare, luăm o pauză și ne gândim dacă...